Energizantele populare pentru efectele lor de stimulare pot avea un impact negativ asupra abilității de a conduce, avertizează o specialistă în toxicologie. Conform acesteia, consumul acestor băuturi, înainte de a te urca la volan, poate afecta reacțiile și judecata șoferilor, crescând riscul de accidente. Energizantele pot afecta capacitatea de a conduce conform unei specialiste în toxicologie. În acest context, șoferii nu ar trebui să consume astfel de băuturi înainte de a se urca la volan. O modificare legislativă care prevedea că șoferii care refuză testarea cu drag testul poliției rămân fără permis până la sosirea rezultatelor de laborator a stârnit reacții negative în spațiul public. Acum, cei care refuză testarea pentru consumul de droguri cu apalatele poliției rămân fără permis pentru 72 de ore, timp în care ar trebui să primească rezultatul analizelor de sânge. Ordonatorul disciplinei toxicologie și industria medicamentului la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, Cristina de Helean, a explicat de ce aparatele de testare ale poliției dau des rezultate fals pozitive. Prin testele acestea rapide există posibilitatea foarte crescută de interferență între un răspuns care ar putea aparține unui drog și un răspuns fals pozitiv pe care îl generează altceva, un alt compus, un medicament, un produs vegetal, un aliment. Exemplele pot fi multiple. Specialistul în toxicologie spune că nu doar substanțele interzise afectează capacitatea unui șofer, ci și băuturile energizante. Lăsând la o parte drogurile, chiar și substanțele acestea energizante sau care au un impact asupra sistemului nervos central pot să genereze niște influențe care pot fi neplăcute. O stare de agitație, o stare de hipertensiune accelerată, orice care poate să fie dăunător. Antidepresivele și antitusivele pot da rezultate fals pozitive la testele de bază de de salivă. Nu este deglumit cu consumul de medicamente care conțin codeină. Poți să sugereze niște răspunsuri fals pozitive. Chiar și nitroglicerina poate să genereze la un moment dat într-o anumită cantitate un răspuns fals pozitiv. Relatează Gândul .ro.